Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt ceva. Am primit un colet de la ferma Grădina Bio de la domnul Cosmin și să vedem ce găsim în colet. Este o foarfecă, foarfecă pentru tăiat unghiile la iepuri. Având în vedere că iepurii au crescut peste un an de zile, le-au crescut unghiile. Deci este o foarfecă specială pentru unghii, tip ghilotină, așa se spune, adică și pe o parte și pe alta are locașul pentru unghii. Și vreau să vă arăt cum se taie unghiile la iepuri. Dar înainte de aceasta, câteva persoane m-au întrebat despre concurs. Vreau să vă arăt, aici am lista. Unele persoane s-au dezabonat, altele așteaptă cu nerăbdare. Am umplut foaia aceasta, am continuat pe altă foaie și am tras la Xerox. Aici am tăiat bilețelele, mai trebuie să le tai în jumate ca să nu fie foarte multe, așa, și îs câte doi pe o liniuță. Nu am uitat de concurs, dar am avut foarte mult de lucru și unele probleme. Am vorbit și cu domnul Cosmin, am fost la un priveghi și de aceea n-am putut să stau de vorbă și să mă ocup de concurs. Dar lista este făcută și concursul nu s-a încheiat, ca să spun așa, deci cine dorește încă poate să participe. Ca să mergem la ale noastre, o să scot un mascul din ăsta mai mare și o să vă arăt cum trebuie să tăiem unghiile la iepuri. Punem pe pauză și îl scot. Continuăm cu filmulețul. Vreau să vă arăt, sper să reușesc. Aceasta este unghia și cam la jumătatea unghiei, cam până aici se vede vasele de sânge, deci e mai roziu. Noi trebuie să ne ducem mai mult de jumătate ca să rămână, să nu-i curgă sânge. Și luăm rând pe rând. Mi este greu ca să-l țin și în brață să vă arăt pe filmare, dar încerc să vă arăt cum se taie o unghie. M-o și murdărit cu fecale. Acum tot îs murdar. Și încerc să vă arăt cum se taie o unghie. Dacă ne și lasă. Deci băgăm ghilotina, ne uităm până la vasele de sânge și puțin mai mare. Bine, am ieșit din cadru, mai trebuie să încerc încă o dată. Ne uităm la vasele de sânge. Așa. Și să fie puțin mai mare. Și trebuie să ne uităm pentru că are blana mare. Ele oricum cresc, de-aia dacă sunt puțin mai lungi decât vasele de sânge, nu-i problemă. Să nu fie prea aproape de vasele de sânge. Să și focalizez. Vedeți porțiunea aceasta cu roz. Până aici îi vasă de sânge. Și încă puțin să fie spre vârf. Mai încercăm încă una. Dacă e cu minte și ne lasă. Așa. Deci merge ușor. Numai am vrut să vă arăt partea roz până aici și cu încă câțiva milimetri, vreo 4-5 milimetri, să fie mai spre vârf. Asta ajută la
montă, pentru că el, din cauza că unghiile sunt prea mari, nu poate să monteze, să se agațe, să prindă, în special la picioarele din spate, unde se sprijină. Și dacă nu se poate sprijini, atunci calcă spre podul palmei. Deci în loc să se sprijine cu vârful degetelor, se sprijină cu podul palmei și este incomod. Și din cauza asta nu reușește să facă montă corectă. Dar, bineînțeles, toate ghearele trebuie tăiate și vă dați seama cât am de lucru, câte 20 de gheare la fiecare exemplar și peste 100 de exemplare, deci mă ia damblaua până le tai la toți. În legătură cu monta, unele monte nu au reușit și am vorbit cu domnul Cosmin, la care mi-a sugerat să dau la montă pe orice iepuriță care o prind, și cu pui și fără pui, și care am noroc bine, care nu, nu. Și am făcut lucrul acesta și ce să vedeți, mi-a prins la montă iepurițele care ori au avut pui, ori au fost mai multe împreună, cum a fost și exemplarul acela galbena cu cele două surori mai mari, și am băgat aici în boxă. În data de 5 ar trebui să ne facă pui. Văd că a început să-și facă acolo cuib. Îi măroacă. Așa. O altă iepuriță acolo în ladă, pentru că n-am avut boxe suficiente. Și acum m-am trezit că alte iepurițe care nu erau programate, să zic așa, am dat la montă doar la plezneală, chiar acelea au puit. Și altele care le-am programat au și câte 2 și 3, acolo e lista și unde se vede liniuța trasată, nu au luat monta. Și cele care au fost programate cu boxă individuală n-au luat monta. Așa că o să trebuiască să văd ce fac, să măresc, adică nu să măresc, să mai fac niște boxe așa cu plasă din asta, pe sistemul ăsta, numai probabil cadru va fi sudat. Ăsta le-am făcut doar din cercuri legate cu sârmă. Și pe sistemul ăsta va mai trebui să fac niște boxe, pentru că am două exemplare care sunt la liber. Una e în șură și alta e aici în garaj, ca să zic așa. Și am pus aici cuștile de transport și iepurița asta s-a urcat pe gunoi, sus pe cușcă, o sărit, a alergat aici în galop și s-a băgat acolo. Dacă ea își dorește cuibul ăla, am lăsat acolo. Deci este la liber. Mâncarea o mâncat-o, doar fărâmiturile de la porumbul sfărmat au rămas. Deci mănâncă și granule, și porumb, și grâu. Greu cu focalizarea. Și aceasta este un exemplar. Mulți m-au întrebat că ce exemplare am de dat pentru concurs. Este hibrid de Haikol cu neozelandez. De ce dau astfel de exemplare? Pentru că mie mi-au dat rezultate foarte bune, sunt bune de reproducere, au lapte bun, puii sunt foarte grași și mă duc să vă arăt puii la prima fătare. Așa, să băgăm telefonul. No. Și să vă arăt grăsuții ăștia cum sclipește pieluța pe ei.
că nu au blană, numai pieluța. 8 bucăți la prima fătare. Acum mărimea, așa se vede, unul e mai mic, unul e mai mare, asta e de la naștere. Dar astfel de exemplare vreau să vă arăt că face acest hibrid de haicol cu neozelandez. De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că am avut pierderi în rândul iepuriților de haicol și atunci am dat cu iepurița de neozelandez și cu masculul de haicol la montă ca să scot aceste exemplare aproape la fel de mari ca și haicol, dar mult mai mare ca și neozelandezul. Neozelandezul nu știu dacă face 2 kg și exemplarele astea fac 4, deci dublu la greutate. Numai eu nu sacrific exemplarele mari, doar pui între 3 și 4 luni de zile. Atunci ai cea mai bună carnea fragedă și atunci recomand la oricine să consume carnea. Între 3 și 4 luni de zile carnea este foarte fragedă. Mai târziu e ațoasă și ca și o găină bătrână, nu toată lumea poate să roadă carnea. De aceea recomand această vârstă pentru sacrificare, între 3 și 4 luni de zile. Cam atât cu acest video, la revedere!